Puteți, mă, frate, parcare, chemați-mă unde trebuie. Vă rog frumos să-mi dați ministerul de internet. Nu o dau, și ce dacă e ministerul de internet? Vă rog frumos să-mi dați. Dă-și-le-o convocat, mă, frate. Vă rog frumos să prezentați. Dar sunt egal cu ei. Vă rog frumos să-mi prezentați documentele. Nu-ți dau niciun document, nu vreau. Nu vreau. La domnul Ionica atunci. Du-te, mă, la domnul Ionica, du-te. Cheamă-l-o coace. Vă rog frumos să-mi prezentați. Cheamă-mă coace. Domnul primar, vă sancționez. Nu-ți dau, mă, sancționează, mă, care e problema? Nu-ți dau. Nu-ți dau, punct. Domnul primar, n-ai ce să-mi faci. Ascultați-mă, domnule. N-ai ce-mi face, mă. Domnul primar. Mă, tu n-ai ce-mi face mie. Domnul primar. Ascultă-mă ce spun. Vedeți că sunt și alții în alte părți. Păi, foarte sunt. Și de ce faceți noi asta așa? Păi n-ai înțeles că am parcat-o aici. Domnul primar, nu aveți voie aici, mi-ați obținut calea de acces. Unde scrie, mă? Dăm regulament. Uitați, domnul primar, acolo semn. Unde? Ce scrie acolo? Nu aveți voie să pătrundeți. Ce vorbești, domnule? Nu aveți. Păi ăștia acum a pătruns. Domnul primar, asta e ministerul de interne. Nu înțeles, bă, că-s convocat aici. Domnul primar, vă spuneți că-s convocat. Vă rog frumos să vorbiți cu dumneavoastră așa, în tăia. Așa și care problemă? Eu vorbesc cu dumneavoastră personal. Da, și sunt convocat aici și domnul primar, sunteți înregistrat. Ce dacă sunt înregistrat? Vă rog frumos să-mi prezentați documente. Nu vreau. Care problemă? Domnul primar, nu am probleme. Prezentați-mi documente. Bă, lasă-mă, mă, mâncat. Domnul primar, nu dați-mi mine. Cine vă rog frumos. Dumneavoastră. Păi mă duc la ședință. Ia mâna. Ia mâna după mine. Te rog frumos, prezintă-mi documentele. Nu vreau. La Leaua sunt 313. Acolo o parchez. Pionul stat în recepție. Ați liniștit că. O rezolvăm. Mă cereți la parcare, mă. Pionul stat în recepție. Pionul stat în recepție. La Leaua sunt 313. Vino urgent la primărie, te rog frumos. Te contactezi pe celălalt sistem, că o să-ți dai. Dă-i peste mine, hai, dă-i peste mine, dă-i! Dă-i! Nu vreau nicio parție. Da, trăiți, vă rog să coborâm cu parție. Nu vreau. Haideți să nu facem. Nu vreau să parchez. Ați liniștit că dacă eu v-am cerut documentele și dumneavoastră nu veți să mi le prezentați. Dumneavoastră sunteți primarul de acolo, da? Foarte bine, prezentați documentele. Domnul. Vă rog frumos să-mi dați datele. David este numele. Vă rog frumos să-mi spuneți cum vorbiți. Nu ne-am luat. Parcați mașina aici. Radule, te rog, zi. Parcați mașina aici, da? Da, că am o problemă cu un primar aici, aici dă peste aici. Mine, mă calcă, face ce vrea mușchiul lui. Parcați aici, vă rog frumos. Vă rog frumos să-mi dați documentele. Vă rog frumos să-mi dați datele despre asta, rămâim aici. Vă rog frumos să-mi dați datele dumneavoastră. Nu am domnul primar. Mă luați după ați călcat-o strâmb rău de tot. Mă luați după intrare. N-aveți idee. Mătiți, ai probleme? Da, am probleme deosebite cu un anume domn primar care vrea să mă calce mașina. Ce vorbești, domnul? Cum, domnule, n-ai vrut să dai peste mine? Uite ce am pe pantaloni. Uite, domnule, ce am pe pantaloni. Ce ai pe pantaloni? Uite, uite camerele sus. Ce dacă ai cam? Te rog frumos să-mi prezinți documentele. Nu am documente, domnule. Te rog frumos să-mi dai date. Nu am documente. Chemăm și presa? Da, chemați și presa. Să vină și presa, să vedeți ce haldă primar avem. Așa, care e problema? Bună ziua. La poliția locală. Păi m-au convocat la ședință, am parcat-o aici. Uite ce a făcut pe mine, ia uite ce a făcut pe mine, ia peste mine. Ce să fac? Poftim? Uitați. Tot nu să vă prezentați. Da, prezentați documente. Nu am documente, domnule. Cum vă numiți? Voi nu mi-e de-a te-a trebuit. Să vină și presa dacă se poate, vă rog frumos. Pe dumneavoastră nu o să ne dați exemplu, îți va ajute. Haide mă, sunt alb în cap. Și eu ce nu sunt alb? Mi-a dat ești chel în cap. Ce vorbești? Viorel Bădiță sunt. Nu știu, am un primar aici, nu știu de unde se dă, a vrut să dea cu mașina peste mine, m-a murdărit, m-a lovit. Nu știu, nu știu de unde e dânsul, ce spune că e primar, nu prezintă documente, nu prezintă nimic. Îmi spuneți cum vă numiți?
Voi cu da, sau purtătorul nostru de cuvânt, știu eu. Nu, da, vezi? Da, am aici... Nu vă găsiți, domnul. Da? Da. Bun. Are un Seat Leon Argeș 13 Sandu Marin kilogram. V-am spus, o parchez da. Aici, unde nu e loc. Nu parcați niciun loc, de momentan ce? Opriți motorul. Da, a venit... Puteți da. Să parchezi care da. Da, da, da. Dumneavoastră considerați bine, că stați Vera, de vorbă bine. Cu păi și care cine? Bă, care e bă problema, fraților? Cu care e bă, că v-am vorbit la persoana. Mă, așa vorbește, mă, că dânsul e primar. Da? Deci vă rog frumos să ne prezintăți un loc de identitate. Nu am, domnule, nu trebuie. Nu vrea să prezinte. Păi nu am nici permis. Nu am, domnule, nimic. Dați-mi amenziile conform legii. Conform legii? Așa. Noastră sunteți obligați să vă legitimați conform legii. Și dacă nu, la mine care e. Bun, sunteți obligați să spuneți datele de stare civilă ale dumneavoastră, păi respectiv da. Voi cu prenume. 9 februarie 1958, nici ești cum? 9 februarie 58, nici ești atunci. 9 februarie 1958, nici ești atunci, da? Da? Bun. Notează-te. Și de ce trebuie să mă călcați cu mașina? Nu se vede că e praf. Nu se vede? Praf? Păi speli dumneata pantalonii? Okay. Și picioarele? Hai să vezi. Păi de ce stai în spate? Să mă duc să-mi iau medical. Păi eu unde să stau? Păi dați-vă, domnule, medical. Păi mi-au medical, să vezi tale cum repar mie piciorul acum. Ia uite ce mi-ai făcut la picior. 1958. Dai peste mine? Că mi-a dat și primar? Cum am fost la de în față? Că n-am fost în față? Că nu există asta înregistrarea? Păi n-ai zis-o iau dacii? Pe unde-ți dai peste mine? Păi cum, adică? Ce te pună să stai acolo? Alo? Unde mă? De ce? Da. Da. Am unul aici, primar, să dă primar și a dat cu mașina peste mine. Da? Da, a intrat cu accesul interzis și a intrat cu mașina mine. Nu știu, așa zice dânsul, că e primar. Nu, nu, fără ambulanță, că mă duc personal acolo. Mă duc personal. Poftim? Da, 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 am și mașina, l-am reținut pe șofer aici. Pompierilor, că ăștia ne-au convocat la ședință. Și n-am bine, o să vină dacă vrea, domnul. Păi da, ăștia de ce stau aici? Puteți... Da, a fost să dea peste cu mașina, m-a lovit la genunchi. Pompierii. Păi domnule, sunt de la pompieri. Păi ce caută în stradă? Păi suntem ca și ei, domnule, convocați. Da, da, au venit colegii să dezumesc. Da, asta, autodromul noastră nu are regim. Păi da, domnule, dar faceți parcare, dragă. Păi faci, avem, domnule, peste stradă parcare de 200 de locuri. Dar unde, pe care, peste care stradă? Peste stradă. N-am știut care. N-ați știut? Nu ați dat mișto. Păi, nu se poate așa, dar cine te zice? Nu se poate, nu știu, vedeți. Băi, Emi, dacă erați aproape, de cine ați venit, mă, să-l ajutați pe o bădiță? Ce facem? La un dată le face venit. Ce-i luat? E cu poza? Da, are poza, are registrare. Sunt obligat să vă spun aspectul acesta. Domnul, 9 februarie 58, cum născut în Micești, dar deci domiciliul actual Micești. Bun, noi o să facem identificare, frumos, și o să fii sancționat. Genunchii mei ce le face? Genunchii mei ce le face? Hai să timp o rupieră. Cheamă și rupieră. Stați, rămâneți pe locul. Cheamă și rupieră. Alea, alea, legătura cu echipajul de la poliție, rupieră, să vină în parcare la... Dacă te arăzi de pe tare. Care, domnule, care? Uite genunchii mei, cum sunt roșii. Mi-a dat aici primar? Da, domnule, și care-i problema? De mine. Vai de mine. Păi asta e Ministerul de Interne. Și care-i problema? Aștia ne-au convocat Ministerul de Interne. Păi și ce, da? Da, mă, am oculit tot Pitești, tu, că aici nu-ți lasă nimeni. Păi nu înțelegeți că l-am convocat, domnule, da?